Bună dimineața, 8 și 29 de minute, nici n-am apucat să ne salutăm, să ne pupăm, să ne urăm. Avem cele trei cupluri în direct la Radio Zoo. O luptă dreaptă pentru... corp la corp! O casă de piatră. Puteți să-i vedeți în premieră pe cei șase. Bună dimineața! Bună dimineața! O să mă invit aici la microfon Ana Maria Albu și George Călințaru. Bună dimineața! Bună dimineața! Ea lucrează la Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. Și George este fotbalist profesionist la echipa? Da, Cogetica București, fosta Juventus. Ia uzi! Începe emoțiile! Ana Maria și George, a fost ziua lui, nu? Da, pe 26. Pe 26. Ce ai pregătit de ziua lui? O petrecere surpriză. Așa. La ce oră s-a terminat petrecerea? Pe la 4 dimineața. Cine dă drumul la șaturi dintre voi? Eu nu beau șaturi. Nu bei șaturi? Da, ea bea? Da. Ana Maria bea? Ce ar face ea într-o zi perfectă? Într-o zi perfectă, nu s-ar duce la muncă. Da, așa. Lazy. Lazy. S-ar trezi la 2. Da, așa. Ok. Par mânca o supă. După care? După care, mai doarme puțin. Așa. Așa. Și după să preparăm sushi amândoi și să mâncăm sushi. Sushi. N-ai inclus shopping-ul pe lista plăcerilor ei? Nu, să se ducă singur că mie nu-mi place. Dar ei, te-am întrebat ce-i place ei, nu ce-ți place ție. Da. Unde te-a cerut Ana Maria? Unde să mă ceară? Încă nu m-a cerut. A, nu te-a cerut? Nu! Aoleu. Păi vezi că săptămâna asta... Așa. Puteți să faceți, puteți să câștigați nunta și încă ea nu-i cerută, poate organizezi și cererea. O să o facem atunci. Gândește de la ceva frumos, da? Da? Ei, eu știu ce vroia el să facă, dar... Ce voia el să facă, ea? Ia zi. Era ceva de vară, de plecat undeva în afară. Și? Și acolo să se întâmple momentul ăsta, că eu... Nu, am vrut să-i fac o surpriză, bine, nu știu dacă știi. Am vrut să plecăm în iară la New York. Da? Iar este foarte pasionat de poze, nu știu, și se gândea că este... Am văzut. Da. Da, e frig, într-adevăr, la New York e nașol iarna. Ia că nu, că nu pot cu ce să mă îmbrac, că nu pot să fac poze. Păi și stau să-mi iau un bagaj de la... Da, să faci poze îmbrăcate e nasol, adică cu paltoane, cu culoare, cu căciuri. Câți urmăritori ai pe Instagram, Ana Maria? Cred că 10.200. Oaleleu, bine. Emma, cum ți se par fashioniștii? Foarte fashion, dacă mă întreb pe mine, amândoi. Da? Foarte asortați fashion. Altceva, vreo întrebare pentru ei? Mie îmi place că sunt relaxați, întrebările o să vină, stai tu liniștit, dar îmi place relaxarea lor. Daniel, pune-i voalul ei, dă-i... Gata deja? Păi cum să nu? Daniel îi pune voalul. Voalul este semnul distinctiv al finaliștilor pentru luptă pentru nuntă. Trebuie să-l purtați toată săptămâna. Toate probele, toate provocările pe care le primiți de la Radio Zoo săptămâna asta trebuie făcute cu voalul și cu... Dar un joben unde-i? N-avem joben și pentru băieți? Trebuie să spui ceva din el sau? Ema, du-te, adu și jobenul, te rog frumos. Ce faci, Daniel? Nu trebuie să o înfășezi. Daniel i-a pus voalul Ana Mariei și Ema îi pune jobenul lui George. Aoleu, este ca frăză. Ce ai făcut, mai distrus gelul? Mamă, Emma! Ce să-i fac, măi, preza, mă? Dramă! Al doilea cuplu din cele trei. Haideți! Haide! Bugetarii, Bianca și Ștefan. Neața. Tot asortați, vezi? Tot timpul. Amândoi au cămăși în pătrățele. Bună dimineața! Bugetar de ziua a șaptea, nu? Sau cum, unde lucrați? La primăria sectorului 1. Așa, și... Și la, mă rog, primăria sectorului, administrația piețelor. E o... Divizie specială? Da, e practic afiliată cu primăria. Dar cum e să lucrezi în același loc? Practic okay. Așa v-ați cunoscut, nu? Da, exact. E ok că nu mai pot să fac altceva. E cu ochii pe mine tot timpul, 24 din 24 de ore și... Cred că o să fie ultima femeie din viața mea, pentru că... Dar care e mai sus ca poziție? În primărie? Bianca. Bianca? Bianca, da. Știi că mai mult decât tine? Da. Și nu-i nasol asta? Întreb, pentru un prieten. Nu, dar o să scrie pe cartea lui de vizită soțul patroanei. Exact. Eu mă simt bine. Și acasă cine e mai tare? Tot Bianca? Tot Bianca, da. Bravo, eu sunt șefa peste tot. Da, la bere nu te întreci. Nu beau, să știți. Nu? Nu prea beau, nu. Am făcut. Când nu i-a răspuns ultima oară la telefon Biancai? I-am răspuns tot timpul, pe cuvânt.
Păi nu mai îmi deschide ușa acasă dacă nu îi răspund. Mamă, dar așa șefă vorbești? E? Da, este. Văd că în emisiune tu vorbești mai mult. Ia... Bine, ăștia care tac, ăștia și fac. Nu se laudă. Ce n-ai vrea, ce provocări n-ați vrea să primiți în această săptămână? Ne este indiferent, suntem deschiși la orice fel de provocare. Abia așteptăm. La voi cine a ales outfit-ul? La amândoi. Voi chiar ați venit îmbrăcați ca niște oameni serioși de... Nu? Angajați? Da, la primărie. Adică la primărie. Prezint încredere. Absolut. Mi-aș da actele la voi să mi le semnați. Pentru că... Ma, aș fi sigur că ajung pe mâini bune. Profesioniști, domne. Vă rog frumos, domnul Bostugan, să înțep. Să puneți voalul pentru Bianca. Vă rog să o înțepați cu grijă. A zis Ștefan, Jobenul Mirelui. Jobenul lui Ștefan îl aduce Emma acum. Super arătați. Voi ați făcut cununia civilă? Nu. N-ați făcut. Vă invit să luați loc în spate și invităm pe ultimii finaliști, Adelina și Horia. Sportivi. Adelina abia a împlinit. Când ai împlinit 18 ani, Adelina? Neața. Ba da, 18 ani. Când? 19 mâine. A, mâine faci 19 ani. Mâine ziua ta. De câți ani vă cunoașteți voi? De un an și 3 luni. Și sunteți amândoi din București? Da. Da. Părinții s-au cunoscut? Adică... Bineînțeles. Cu scrii, cum ar veni? Bă, da, frumos, prieten, da. Frumos sunt ăștia doi împreună. Da, da. Blonzi amândoi. Mulțumim. Zici că e echipa Germaniei. Suedia. Suedia, da, da, da. Ce ai făcut săptămâna asta cu antrenamentele? Adelina, tu ești voleibalistă la Dinamo. Păi toți cei din club mă susțin. Da. Sunt alături de mine, așa că m-am lăsat foarte ușor să nu merg. Ultimul meci, când l-ai avut? Duminică, ieri. Și? Și am câștigat. Ați câștigat? Cu cine ați jucat? Cu echipa Buzăului. Ai fost într-o formă bună? Cea mai bună mereu. Cea mai bună mereu. Și domnul instructor de not? Horia. Da. Visul tău este să ai... Să produc un campion olimpic. Să produci un campion olimpic. Da, visul meu a fost să particip la olimpiadă. Uh-huh. Și nu s-a fructificat. Și asta este. Dar unde faci tu antrenamente cu copiii? La ce? La bazin. Bazin este pe lângă 23 august. O sală sportivă, Alexandria se numește. Pe Daniel, punem Basarabia. Voalul? Punem voalul. Sunt așa de frumoși încât îi l-aș pune lui, nu știu. Te rog, dacă vrei. Ideea este că pe timpul tuturor probelor pe care le primiți în această săptămână trebuie să purtați voalul și jobenul ca semne distinctive. Sunteți finaliști în lupta pentru nunta de 35.000 de euro. Dar ești bun, Daniel. Dacă știam, în ziua în care m-am măsurat, te chemam să mă bărbierești înainte de biserică. Îi vedeți pe toți? 6. Cele 3 perechi pe live-ul nostru de Facebook. Suntem în direct acum. Da, aș vrea să văd un sărut colectiv. Acum? Acum, hai! Hai! Așa, franțuzește, mamaie! Și noi mai stăm. Mai așteptăm un pic.